Bună viață tuturor, maică, bună viață tuturor, mama mea ce fotogenic sunt. Acum să vorbim despre probleme, mă doare în dreapta, mă doare în stângă, nu? Există puncte. Vă știți că eu sunt adeptul medicinii cu mâinile goale, să nu cheltui nimic, să nu bei nimic, să nu iei nimic. Și unul dintre punctele cele mai importante, foarte importante, este cam aici. Vedeți voi? Cam aici. Deci, între degetul arătător și degetul mijlociu, cam un centimetru, un centimetru jumate, nu? Cam aici, așa. La ambele mâini. Mâna dreaptă răspunde pentru ficat. Înțelegi? Și atunci, eu folosesc un creion când am un creion cu gumă. Dar tu poți să folosești degetul mare sau degetul arătător și masezi în sens circular. Deci, sens orar. Nu? Cum se învârte soarele? Cum se învârte ceasul? Cam așa. Înțelegi? Timp de 40 de secunde. 40 de secunde când te doare în dreapta. Sau dacă nu ai o bună digestie. Unul zice când să o fac. O faci când vrei. În special când te doare. Dar poți să o faci și înainte de a mânca. 5 minute, 10 minute, 15 minute ca să pregătești ficatul, să se relaxeze. Pentru că asta corespunde unui reflex. Ai prezent când îți dă cu ciucănelul pe genunchi și sară piciorul? Ele sunt puncte de reflex. Când tu faci aici, corespunde la ficat aici. Sunt așa niște sfori printre ele, că nu stau să ți le explic. Înțelegi? Deci, tu pui așa și începi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sau învârți mână, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, vezi? Și după aia faci și la mâna stângă. Nu? Și începi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vezi? 40 de secunde, îi destul. Asta relaxează podcoapa de aur. Podcoapa de aur e capul pancreasului, înțelegi? Unde se întâlnește de obicei cele două canale, biliare și pancreatic, înțelegi? Că astea se bat la intrare, care se intre primul. Un alt exercițiu de făcut este podcoapa de aur. Eu trebuie să le dau un nume, ca după aia să le găsesc. Când cineva mă întreabă, pe mine lumea mai mă întreabă pe Facebook, pe asta, are nevoie, bineînțeles că dă și el câte o cafea acolo, un 5 lei pe lună, 60 de lei pe an, și știe că la orice oră mă poate deranja și l-ajut cum pot. Deci, un alt exercițiu este podcoava de aur, că înseamnă că trage aer în piept, se fac exercițiile cu aerul dat afară din piept și dai aerul afară din piept. Secunde, 5 secunde, nu mai mult. Cu mâinile, cam așa, ca și cum ai avea un ou. Înțelegi? Nu așa. Că nu aplauzi. Înțelegi? Nici nu te rogi. Deci așa. Să se miște și coatele, înțelegi? Asta face ca și o pompă, înțelegi? Care relaxează musculatura striată, musculatura fină care îi în cutia abdominală, înțelegi? Pentru că acolo sunt niște sfori care stau întinse și dacă una stă prea întinsă, după aia alaltă nu mai trage. Tot trebuie să fie fluid, să meargă bine, înțelegi? Ok. Asta vreau să vă spun. Când aveți durere, încercați asta. Vă ajută. De câte ori pe zi să faci? De câte ori ai nevoie? De câte ori vrei? Nu prea mult. Nu exagera. Dar zicem așa. Înainte de masă. Ai mâncat, tu ai mereu probleme cu partea dreaptă, ce poți să mai faci? După ce ai mâncat, pui mâna dreaptă după cap și stai așa pe scaun. Ce se întâmplă când tu stai așa, căile biliare se întind și scurge mai bine uleiul biliar, cum să zic. Bila, fierea, trece mai bine. De când tu stai ghemuit la computer, înțelegi, n-am un tub aici să-ți arăt
cum, dar îți imaginezi cum se îndoie tubul, nu? Când uzi în grădină și îndoi tubul, mai trece apă, nu mai trece așa mult. Și se sforțează și atunci se mărește presiunea în ficat. Deci, pui așa mâinile după cap și stai, am mâncat, slavă lui Dumnezeu. Stai așa cât poți. O altă metodă care o faci, te pui în genunchi. Acum nu mă pun în genunchi, te pui în genunchi cu capul jos. Stai 5 minute, 10 minute. Tot așa, bila se revarsă și intră în circul. Multă lume are probleme cu dischinezia, că nu se varsă bila. Care e problema ta? Că tu ești și constipat. Sigur ești constipat. Nu pot, omule, să stai mai mult de o zi. A doua zi neapărat trebuie să faci clismă. Pentru că dacă tu nu golești de acolo, înțelegi, de la anus, bila nu se deschide, robinetul, la ficat. Pentru că îi ajunge senzația, senzorul, că nu are unde să verse. De aceea trebuie golit. Normal trebuie să te duci de 3 ori lipsa mare scaunul pe zi. Normal. Măcar o dată, du-te. Dacă nu, ajută-te cu o clismă. Cu ceva, cu un pic de ulei de ricin, cu un pic de ulei de măsline, seara, o lingură, o bei. Dimineața bei un pahar, cum te-ai spulat, un pahar de apă caldă, două, ca să hidratezi organismul. Pentru că ce se întâmplă? Tu ești deshidratat, nu ți se pare ție, dar ești deshidratat, mă înțelegi? Da, eu beau destul apă, tu bei apă ciuciu, că aia nu e apă bună ce bei tu. Înțelegi? Apa se bea caldă ca să ajungă la celule. Dacă o bei rece, căput, nu ajunge la celule, trece doar prin stomac, rinichi și tipi. Punct. N-ai făcut mai nimic. Trebuie să bei apă caldă. Cel mai bun e apă distilată. Apă ți-o poți distila și singur. Care e apă distilată? E apă care vine de la evaporațiune, nu? E un distilator de apă acasă și ți-o faci. Dar nu intrăm în asta. Înțelegi? Deci, tu, cum că ești deshidratat, în colon se absorbe toată apa din scaun, din caca, și atunci devine tare ca cementul și nu treci. Că nu trece, punct. Cine să-l împingă? Nu trece. Înțelegi? De aceea, o clismă. Unul zice, băi, nu pot să fac că mă doare sau că nu te doare. Faci ușor, ungi becuciul ăla cu ceva înainte. Dar problema e în felul următor, că nu neapărat trebuie să încep cu 2 litri de apă. 300 de mililitri e destul. Apă fiartă și răcită, ca să o dezinfectezi, ai pus, pac, ai răcit 300 de mililitri. Aia stă acolo și se duce și moaie bine, mă înțelegi? Și puf, unde e problema ta? Bun, deocamdată v-am zis cam astea. Deci, adu-ți aminte. Asta, normal, se cheamă doctor Jelci, în rusă. Deci ar însemna doctorul fiere. Pui, îl stimulezi. Dreapta, pentru ficat, stânga, cam pe aici lui. Se vede, mi-am și picturat degetul. Între astea două degete, cam pe aici. Acum nu e un punct exact la tot, înțelegi? Un pic mai jos, un pic mai sus. Vezi și tu care te ajută mai bine. Trebuie să găsești punctul ăla. Bun. Deja am făcut 8 minute și mi se pare că n-am zis nimic. Orice problemă ai, dacă vrei, poți să lași un comentariu aici, din când în când mă uit pe ele. Dacă crezi că cineva are nevoie de mine, poți să-i spui despre mine să se înscrie la canalul meu și să caute sau eventual să întrebe. Și vă ajut, mă găsiți pe Facebook ca și Maica Mario Russo. Nu veni și tu cu mâna goală, o cafea acolo, un 5 lei pe lună, nu te costă nimic pentru sfaturile mele, că uneori un sfat valorează mai mult decât o operație chirurgică de care pot să și scap. Eu mă ocup des de asta. Am studiat medicină, n-am reușit să o termin, că a venit nemernica de democrație și nu mai aveam bani nici măcar să-mi plătesc metrou. Da, aveam bursă, dar bursa nu mai ajungea. Înțelegi? Da, hai să nu intrăm în astea, că sunt ani triști, când a căzut socialismul și eu n-am reușit să termin facultatea. Dar asta nu înseamnă că am renunțat la medicină. Viață bună tuturor! Mă găsiți pe Facebook ca și Maica Mario Russo, dacă aveți întrebări mai concrete.